Pentru piteștenii care doresc să participe la alegerile de pe 10 iunie, dar s-au trezit târziu că au buletinul expirat sau mai rău că l-au pierdut, administrația locală a decis să prelungească programul de lucru al funcționarilor care lucrează la serviciul de evidență a persoanei. Programul va fi prelungit încă de vineri și se va lucra în weekend. Mai mult, actul de identitate va fi eliberat în regim de urgență chiar și în aceea zi. În vederea alegerilor locale 2012, la serviciul public comunitar local de evidență a persoanelor municipiului Pitești. Avem acolo unde sunt cărți de identitate, avem următorul program. Vineri, deci poimâine, 8.16, sâmbătă 8.16, duminică 8.21. Fiindcă în ziua respectivă se mai pot întâmpla mutații, se mai pot întâmpla pierderi de buletine, de cărți de identitate și altele asemenea. Este o practică, nu de acum, este o practică la fiecare act electoral.